dragi părinți! Am mari emoții pentru că deschidem prima ediție a sărbătorii recoltei pentru copii, am spus noi. Și am înțeles că are impact și poate facem una și pentru adulți. Vreau să vă mulțumesc pentru că, deși ne-am mobilizat într-o săptămână, toate școlile la care am apelat au răspuns prezent și se află aici cu copii. Dumnezeu ține cu noi și într-o duminică pe care ne-o imaginam ploioasă și aproape de iarnă, iată că este soare și o să putem să petrecem câteva ore împreună cu cei care au spus da fără rezerve activității noastre. Ce se va întâmpla aici? După cum bine știți, de două săptămâni s-a deschis Academia Celor Mici, un centru after school, un centru de ateliere recreative pentru weekend, de ateliere pentru vacanță, iar aici va fi un parc al copiilor, unde vom avea sărbătoarea recoltei, vom avea ziua lui Moș Crăciun, vom avea Sfintele Paști, vom avea sărbătoarea zilei copilului și de câte ori voi veți considera că vă trebuie un loc unde să vă adunați, un loc protejat, un loc asistat de profesori, Academia Celor Mici va fi acest loc. Am să vă invit ca în limita timpului pe care îl veți avea să vizitați și spațiile amenajate la etajul 1, spații pentru activități recreative și pentru after school, împreună cu părinții și să decideți dacă voi, prietenii voștri, frații voștri au nevoie să petreacă după amiaza, după ce ies de la școală, într-un astfel de cadru. Ce se va întâmpla astăzi aici? Astăzi aici o să încercăm o parte să modelăm și să ne jucăm cu ceea ce toamna ne-a pus la dispoziție. Și toamna se numără bobocii, toamna e anotimpul recoltelor și toamna ne dă absolut toate cele din care să putem să trăim un an de zile. Astfel încât vor fi ateliere care vor prelucra frunze, produse din pădure, vor prelucra bostani, pănuși, nici nu pot eu acum să-mi aduc aminte tot ceea ce fantezia voastră a fost în stare să creeze. Vor fi alți copii care vor dansa, pentru că nu se poate să avem o ziua recoltei fără dansuri populare. Vom face must aici, în direct, veți bea must proaspăt, da? Vom avea plăcinte, vom avea colăcei. O să amintesc exact în ordinea în care i-am înscris și în care mi-au confirmat că vin școlile care au răspuns și care sunt aici. În primul rând, aici avem la pavilion o doamnă Chiriac se numește, care va fi animatoarea centrului nostru pe viitor și care acum face pictură pe față copiilor și deja avem aici câteva mostre. În timpul pe care îl va avea la dispoziție, numai să nu-i faceți comenzi să vă picteze toată fața ca să prindem cât mai mulți, nu? Mulțumim! Apoi, școala Brătești cu niște dansuri superbe și cu o solistă, am înțeles. Școala Lunca, la fel, cu o formație de dansuri, cu expoziție, cu cântece, așa cum ei întotdeauna știu să facă. Școala Specială Pașcani, un partener al nostru din totdeauna, un colectiv de oameni foarte serioși și dedicați, care pentru acei copii și pentru toți cei care vin în contact cu ei fac niște lucruri minunate și de data aceasta sunt aici și ne mulțumim și mulțumim și pentru faptul că au fost foarte amabili și ne-au asigurat și posibilitatea de a avea stație astfel încât să ne putem auzi. Mulțumim încă o dată și toate salutările conducerii și colegilor. O avem apoi pe doamna Maxim, care vă va învăța, Maxim Tincuța, de la Centrul de Plasament, care vă va învăța să modelați niște minuni dintr-o compoziție pe care dumnea ei singură și-a preparat-o. Avem școala Nicolae Iorga și era normal să fie școala mea de suflet cu colegii care sunt de fiecare dată alături de noi care, și care au expoziții, au ateliere,
de pictură, de modelat și așa mai departe. Și aveți aici un exemplar de doamna Jorodoc, care s-a implicat cap-coadă în toată povestea aceasta, și pe doamna Petroaie. Și le mulțumim. Avem cercetași în România, vreau să-i aud. Cercetași! Încă o dată! Ei, prin vocea lor, care este doamna Lucica Hen și care la fel a spus din start da, ne vor spune ce se întâmplă astăzi după amiază, pentru că astăzi va fi o zi plină pentru voi și ceea ce veți învăța aici veți face după amiază și veți primi și ceva recompensă, dar o las pe dumneavoastră să spună mai mult. Avem apoi Liceul Miron Costin cu atelierele pe care le-a pregătit. Mulțumim și, și aici conducerii școlii pentru înțelegere, pentru sprijin, pentru doamnele inimoase care sunt lângă noi de la început, doamna Iordăchioaie, doamna Sorohan. Și când spun niște nume, să știți că dacă aș putea să spun numele tuturor colegilor din școlile din Pașcani, absolut pe toate le-aș spune, pentru că noi îi așteptăm aici pe toți colegii care chiar mai vor să facă și altceva în afară de ce se întâmplă în spațiul clasei. Deci sunt doar oameni care au fost de la început alături de noi, dar vă așteptăm pe toți cei care vreți să veniți în echipa noastră. Avem apoi Școala Stolnicen Brăjescu și Școala Stolnicen și Structura Brătești. Și m-a bucurat, pentru că vă dați seama că vin și de la distanță și îi veți vedea cu un dans specific, cu un port deosebit. Și încă o dată mulțumim. Mulțumim, domnul director Olaru, pentru tot efortul și colectivului dumneavoastră. Avem apoi grădinița 2 cu ateliere. Doamna director Spiridon, la fel, o prezență care dacă se anunță, deci dacă aude numai, atât poate să fie de mobilizatoare și de serioasă, și încă o dată mulțumim. Avem Liceul Tehnologic Valea Seacă. La fel, îi veți vedea, sunt minunați și poate că pentru acești copii veniți un pic mai de departe, sărbătoarea aceasta va avea și mai mare încărcătură emoțională și îi va bucura. Mulțumim, doamna Novac, foarte mult! Doamna profesor Bucan de la Mihai Busuioc. De la Sadoveanu, cu copii de la Sadoveanu, dar știu că doamna are copii de la mai multe școli. La fel, o expoziție, ateliere de lucru. Mulțumim foarte mult. Școala Gâștești, reprezentată la fel prin copii și cadre didactice, mulțumim doamna director. Școala Topile, doamna profesor Fronea Iustina, și veți admira niște lucrări absolut superbe pe aici în spațiul de la fereastră amenajate. Mulțumim foarte, foarte mult. Eu nu știu, s-ar putea să mai fie. Aici avem partenerii cumva puși ca să cei pe care îi știam cel puțin până aseară. Dacă mai sunt și alte școli care nu sunt pe care nu le-am anunțat sau mai sunt grupuri de copii din alte părți, îi rog să mă scuze, bine ați venit. Vorba lungă, sărăcia omului, la șezătoare se cântă, se dansează, se lucrează, nu se stă, da? Sigur că da. Doamna Hen, înainte de asta am să rog copiii să dea drumul unor porumbei. La fel a fost o propunere venită din partea doamnei Novac și nu am făcut decât să mă bucure și să sperăm că odată cu acești porumbei vor pleca numai gânduri bune. Vă rog să aplaudați atunci când o să vă ridica porumbeii. Sunt doar porumbei albi, ca sufletele voastre curate. Și vor duce și acești porumbei mesajul că aici, la Academia Celor Mici, se vor întâmpla numai lucruri foarte frumoase. Doamna Ken.
Bună ziua, suntem foarte bucuroși că avem posibilitatea să participăm la această primă ediție a Sărbătorilor Toamnei, organizată de... A Sărbătorilor Toamnei, organizate de noul After School sau Academia Celor Mici, care tocmai a luat ființă, le urăm mult succes și sunt sigură că îl vor avea. Iar noi, cercetașii, am venit aici, în primul rând, să vă anunțăm că avem și noi o activitate aflată la a patra ediție, se numește Festivalul Mini, care are drept motto Descoperă frumusețea lucrurilor mărunte. Foarte multe din aceste lucruri mărunte sunt prezente la atelierele acestui festival al toamnei. Lucruri făcute de mână, lucruri făcute din suflet. Bucurie celor mici, priviți ce fericiți sunt că au câte o pictură pe față. Noi vă invităm de seară pe Esplanadă la ora 7 la Festivalul Luminii și ca să vă ajutăm puțin să intrați în atmosferă, vom avea și noi un atelier în care vă vom arăta cum se fac culcuțele luminoi. Sunt niște cozărele în care punem lumânări și luminăm de seară toată Esplanada. Cei care vor fi prezenți și vor ști să facă culcuțe, vor primi plătite cercetășești, vor primi ceai cercetășești gratuit. E și acolo o formă de distracție. Eu vă doresc să învățați cât mai multe lucruri frumoase, atât aici la Academie, la Academia Celor Mici, la acest festival și oriunde puteți desfășura activități. Salut mulți parteneri pe care am avut la școala altfel, școala Brătești, școala Lunca. Sunt prezenți aici și mă bucur pentru asta. Distracție plăcută și învățați cât mai multe lucruri frumoase.
ziua la clasă. Ia v-am spaiu pesni husi. Pe mine mă cheamă Sârghe Marina, eu sunt din satul Brătești, eu sunt elev în clasa 4 și o să vă cânt melodia Gâștele. Șârliu babusi, va visionă fusea, adin sârâi drui pe lui va visionă fusea. Vă mări guste lapchi, preahuleu canapchi, adin sărăi druhoi belei dva, somnă fusea, adin sărăi druhoi belei dva, somnă fusea. Vă cricit babusea, oi, prapali gusi, adin sărăi druhoi belei gusi, ma gusi, adin sărăi druhoi belei gusi, ma gusi, выходили гуси, кланялись бабуси, один серый, другой белый, кланялись бабуси, один серый, другой белый, кланялись бабуси. Браво! Мультимим. О, за инвитам акум. Doi, patru elevi de la Conțești și împreună cu domnișoara Lăcrămioara să ne zdrobească niște struguri pentru că pleacă copiii și nu primesc must. Vă rog! Să-l
și că sunt astăzi alături de noi. Urmează Conțești.
noi? Mergeam acolo și vă rog pe fiecare să treceți și pe la standurile pe care le-au amenajat colegii voștri de la celelalte școli. Când voi ați dansat, ei n-au stat degeaba. Avem acolo un stand foarte frumos de la Câștești, avem aici unul foarte frumos de la Conțești, de la școala Nicolae Iorga, de la Busuioc, avem de la Miron Costin, de la Sonice Împrășescu, de la grădinița PP2. Mulțumim foarte, foarte mult celor care au ales să-și petreacă 2 ore alături de noi, chiar dacă a fost un pic frig. Să știți că noi am invitat toate conducerile școlilor din oraș. Eu știu că toată lumea are program încărcat, eu știu că este sâmbătă, dar până nu vom veni și cu alte alternative pentru copiii noștri, până când nu o să le oferim și alte posibilități decât cele pe care ei le au, este clar că nu o să putem schimba nimic în viața și în viitorul lor. Noi nu venim concurenți pentru școală, noi am mai spus, venim alături de școală să creăm pentru copii spații, locuri, momente în care să-și petreacă copilăria. Sper să înțeleagă într-o bună zi și colegii noștri că noi asta urmărim. Am trimis invitații la toate colectivele de învățători din oraș, am trimis invitații la comitetele de părinți. Sperăm ca mesajul pe care porumbeii și acești copii care au preferat să înghețe alături de noi să-l ducă mai departe și în acest oraș să se întâmple lucruri frumoase, așa cum se întâmplă în toată Europa. Pentru că ne batem cu pumnul în piept, suntem europeni, dar când este să dovedim, preferăm să stăm acasă sau oriunde altundeva. Vă mulțumesc încă o dată pentru că ați venit, sper că nu v-am dezamăgit și vă așteptăm și vom conta pe dumneavoastră ori de câte ori Academia Celor Mici va întreprinde ceva. Vă dorim o zi frumoasă, vă invităm să terminăm de servit mustul, anul viitor vom face și plăcinte, aici vom face de toate. Nu o să ne lăsăm. Mulțumim și un weekend plăcut în continuare.